Hristos a înviat. Această sărbătoare, numită Sărbătoarea Sărbătorilor, ne așteaptă pe toți cu o lumină vie și neînserată. Lumina Învierii lui Hristos este una veșnică. El a îmbrăcat trupul omenesc în această lumină veșnică, care este har dumnezeiesc, pentru ca această haină să nu se mai schimbe niciodată. Este haina cu care ne așteaptă Hristos să ne îmbrăcăm și noi. Noi ne îmbrăcăm anticipat în această haină a învierii la fiecare sărbătoare a Paștilor, când luăm lumină și când mărturisim învierea lui Hristos. Sigur că această lumină în care s-a îmbrăcat Hristos va fi îmbrăcămintea trupurilor celor drepți care vor sta de-a dreapta Mântuitorului la judecata cea universală. De aceea trebuie să căutăm lumina, să fim fii ai luminii, să trăim pentru lumină și pentru înviere. Sensul vieții noastre este învierea, pentru că învierea aduce nestrecăciune, aduce viață veșnică, aduce bucurie și fericire. Și Paștele din anul acesta, care este cu sfântă lumină de la Ierusalim în toată țara noastră, ne aduce arvuna învierii noastre. De aceea trebuie să înțelegem că sărbătorim împreună cu întregul univers. Întregul univers se înnoiește la sărbătoarea învierii. Tocmai de aceea spune cântarea că prăznuiește și cerul și pământul și cele de desubt învierea lui Hristos, pentru că Hristos iese din mormânt ca un mire, îmbrăcat în această lumină, nu mai poartă haine, cum n-au purtat nici strămoșii noștri înainte de păcat, dar pentru a fi văzut de ucenicii săi, el este perceput ca având o haină albă, întrucât lumina învierii pentru ucenici era orbitoare. Tocmai de aceea se îmbracă în această haină. Să ne bucurăm cu toții de această sărbătoare, să prăznuim cu îngerii care au dat piatra la o parte de pe mormânt, care se bucură de învierea lui Hristos. Și toți cei ce s-au pregătit pentru această sărbătoare, acum își iau plata, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Plata este bucuria, nădejdea și arbuna vieții celei veșnice. Să păstrăm toți această bucurie și să ne salutăm cu cel mai frumos salut, care cuprinde cel mai puternic adevăr al credinței noastre, să ne salutăm cu salutul Hristos a înviat și să răspundem cu adevărat a înviat.